Directă cu noi, doamna Coset Chichirău. Bună seara! V-am găsit. Nu v-ați, sau v-ați rupt de USR? Mai sunteți membră USR sau nu? Nu sunt pusă la punct cu ultimele informații. Mi-am dat demisia din USR acum 2 luni și acum 2 zile am lansat un nou partid, se cheamă Curaj pentru România. Și mă bucur să aud discuția din această seară cu candidații femeie, pentru că noi la Curaj ne propunem 50% femei pe locurile eligibile și scăderea vârstei de pensionare pentru mame cu un an pentru fiecare copil. Deci, păi dacă vă gândiți la mame, asta înseamnă că nu aveți aceeași doctrină, totul pentru LGBT și mai puțin pentru familia tradițională, nu? Noi nu credem că cele două se exclud reciproc. Credem că fiecare are drepturile lui și merită respect. Însă vreau să comentez puțin și despre proiectul de țară. Eu nu cred că la USR a fost o regie între mamă și fiică. Eu cred că a fost o lipsă de pregătire și oportunism politic pur. Și au ascuns niște candidați care erau foarte slabi în spatele doamnei Lasconi, pe care au crezut-o mai pregătită. Însă se pare că nu erau pregătiți. Dar proiectul de țară pe care ar trebui să-l avem noi în următorii 20 de ani este aducerea industriei din Asia în România pe fondul competiției geopolitice între SUA și China. Noi am reușit în ultimii 20 de ani să intrăm în NATO și în UE și am reușit să creștem economic cât de cât. Suntem mai bine decât eram acum 20 de ani. Și acum avem o oportunitate extraordinară ca la pachet cu securitatea și energia, unde partenerii noștri americani și europeni au interese directe și imediate, să negociem industria. Acolo văd eu o oportunitate fantastică. Eu am experiență în Statele Unite, am fost 16 ani, am lucrat, apropo, de anvergură cu proiecte de miliarde de dolari și cred că este simplu ca să avem oameni serioși în funcție cheie și nu ONG-ști care au păreri. Cam asta despre... Doamna Chichirău, stați, nu întrerupeți, că deocamdată vreau eu să mă lămuresc. Partidul Curaj pentru România este partid de dreapta sau de stânga? Stânga este dreapta. Un partid de centru. Noi avem politici pe economie care sunt de dreapta, însă pe social suntem de stânga. Pentru că avem politici de mediu, susținem femeile, susținem copiii și tinerii, care implicit sunt de stânga. Și apropo de copii și tineri, noi am vorbit foarte mult în ultimii 10 de ani de cei de la pensie, pe bună dreptate, pentru că sunt pensii foarte mici. Însă tinerii și cei apti de muncă au plecat cu milioanele din România și noi propunem subvenții pentru tineri, subvenții pentru chirii, accelerarea digitalizării în educație, bani mai mulți pentru copii și pentru tineri. Pentru că dacă tinerii rămân mai mulți în țară, și fondul de pensii va fi mai sănătos și pensiile pot fi mai mari. Asta este adevărat, dar îmi amintesc că la preluarea mandatelor pe care le-ați avut de la USR a fost așa, nu știu cine a pus mâna pe Biblie, a fost un fenomen că n-ați pus mâna pe Biblie. Acest partid încurajează credința ortodoxă, respectă biserica ca pilon al societății moderne? Credința, da, pentru că am aici și un catolic. Dar, oricum, pe toți, da, cei care cred în Dumnezeu. Bine te-ai exprimat. Eu sunt dintr-o familie mixtă, mama e catolică și tata ortodox. Am crescut cu ambele religii în casă, bunica m-a dus la biserică fiecare duminică. La USR era mai mult o chestiune de conștiință, adică dacă voiai să pui mâna pe Biblie, erai liber, dacă nu voiai, erai liber. Eu cred în respectul pentru biserică și în respectul drepturilor fiecăruia. Pentru că dacă sunt persoane care sunt în structuri de același sex, ar trebui și ei să aibă drepturile lor, să-și lase moștenire, să-și viziteze spital. Sunt lucruri absolut decente. Bun, luăm